Personalitate marcantă în domeniul justiției și al dreptului european, profesorul universitar dr. Cohen Lenartz, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, a primit titlul Doctor Honoris Causa din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. I'm honored and humbled by the fact of becoming a doctor honoris causa of this Alexandru Ioan Cuza University of Iași, the oldest university of Romania, which is for me as a professor of law in Leuven University, the oldest university of Belgium, sort of a feeling that we are working also in academia. Titlul de doctor honoris causa a fost înmânat de rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Suntem mândri că începând din acest moment, domnia sa va face parte din comunitatea noastră academică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prezent la ceremonie, primarul municipiului Iași i-a oferit președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene distincția de cetățean de onoare al municipiului Iași. Crește prestigiul comunității academice ieșene și aduce un plus de valoare și orașului nostru. Domnul rector a amintit cu bună dreptate una dintre cele mai importante patine de valoare a acestui oraș este mediul universitar. Distincția doctor honoris causa a fost oferită profesorului universitar dr. Cohen Lenartz în semn de recunoaștere pentru activitatea sa academică și pentru contribuția sa originală la prestigiul și dezvoltarea dreptului european.